Salutare, prieteni! Eu sunt Alin Grigore și bine v-am regăsit la o nouă ediție Spotlight Superliga, o emisiune marca Fanatic. Discutăm astăzi despre conflictele și controversele din ultima etapă din play-off-ul și play-out-ul Superligii. Și au fost destul de multe, ca de fiecare dată deja ne-am obișnuit cu acest lucru. Dar atenție mare de tot, pentru că tot astăzi vom vorbi, vă vom dezvălui, vom arunca trei exclusivități bombă, cu adevărat bombă, și nu glumesc când spun asta, trei exclusivități foarte, foarte importante care vor face în conjurul presei, în special una dintre ele este cu adevărat, cum este ea categorisită, bombă, să spun așa. Dar rămâneți alături de noi în minutele următoare și veți afla despre ce este vorba. Discutăm astăzi cu deja celebrul și extraordinarul meu invitat permanent, Vivi Răchită. Salut, Vivi, îți mulțumesc pentru prezență. Salut, Alin. Care scandalul? Că celelalte echipe din spatele FCSB-ului au capitulat, au ridicat steagul. Au ridicat steagul, dar... E totul pace și prietenie. Tu îți dai seama de când nu am mai trăit... Eu personal, n-am mai trăit un moment în care la FCSB să fie liniște totală și la celelalte să fie scandal, să fie scandal de 9 ani, de când era Gigi în pușcărie și Gâlcă lua tripla istorică. Să schimbă vremea. Se schimbă vremea? Da, acum, de mâine încolo se schimbă vremea. Dar vin ploile. Vin ploile, dar apropo de asta, uite, că uite, intri în pâine direct, vrei, nu vrei, ne bagi direct în FCSB cu, de fapt, CFR Cluj cu FCSB 0-1, practic, da, FCSB-ul da. Gata, a luat, e campioană. Deci campioană, da. Bine, eu am zis de la începutul campionatului că anul ăsta e anul FCSB-ului. De ce? Pentru că aveau și echipă bună, începuse și foarte bine. Echipa nu mai juca tiki-taka Barcelona 4-3-3, jucau 4-2-3-1 cu doi mijlocași în fața fundașilor centrali. Celelalte echipe nu erau la fel de puternice și am zis de la începutul campionatului că anul ăsta va câștiga FCSB campion. Și știi ce a avut FCSB-ul, dacă mă întreb pe mine? Omogenitate. Pentru că sunt niște băieți pe acolo care au câțiva ani buni de colaborări, de jocuri la FCSB și un lucru foarte interesant. Anul ăsta nu am mai văzut treaba asta de foarte mulți ani la FCSB și cred că tu l-ai văzut mult mai bine decât mine. Știi că noi am glumit că FCSB-ul nu are antrenor, că e Gigi antrenor, dar ce am văzut și la meciul ăsta cu CFR Cluj, am văzut foarte multe trasee de joc, triunghiurile acelea celebre, știi cum sunt triunghiurile pe care trebuie să... Să fac automatisme, să numesc. Asta zic, da. Să fac automatisme și la antrenamente și să cunosc așa de bine jucătorii între ei, încât, așa cum spunem noi, eu dau pe calități cu echipierul. Adică știu ce calități are, dacă e pe viteză, eu dau mai în adâncime, dacă nu, eu dau la picior. Așa să spun, sunt automatisme și se dau pasele pe calitățile jucătorilor și să cunosc foarte bine. Mă gândeam că Florinel Coman a plecat de la Hagi. Hagi în timpul ăsta a luat două campionate fără Florinel Coman și a ajuns și el să ia campionatul. Uite, acum chiar în ultimul lui an la FCSB. Un lucru foarte interesant pe care l-am sesizat și nu am nimic cu OTL sau cu Vali Crețu. Știi că săptămâna trecută spuneam că Vali Crețu a încheiat cariera lui Andrei Ivan. Dacă mă întreb, îmi păstrez poziția și pot să spun că Vali Crețu l-a ținut exemplar pe OTL în acest meci. I-a scăzut cota la pătransfer marginul OTL. I-a distrus cota, i-a l-a trimis la, nu știu, la piață, unde vreți voi l-a trimis. Da, Vali, dar hai să ne gândim, să vorbești de OTL, 6 milioane de euro, 10 milioane de euro. Mă, dar până să-l ia UTA, nu l-a văzut nimeni din fotbalul mare? L-au văzut scouterii de la UTA că este așa de bun fotbalist încât poate juca în vest pe 6, 8, 10 milioane de euro? Nu, este un fotbalist normal pentru un campionat românesc și la noi care este problema? La noi este problema că atacanții întâlnesc în marea majoritate a meciurilor fundași de slabă valoare și ies în evidență. Dar când se duc în fotbalul european, întâlnesc fundași adevărați și acolo îi se văd valoare. Hai să ne uităm la Mazilu, care în România făcea spectacol. L-a luat Brighton, l-a împrumutat la Vitez și la Vitez nu joacă, e rezervă. La Vitez, la echipa de pe ultimul loc. Da? Deci nu, asta este valoarea fotbalului românesc. Vreau să-mi spui dacă... Uite, e cumva amuzant, pentru că ceilalți patroni din Superliga au luat exemplul ăsta lui Gigi Becali care i-a umflat prețurile. Și Neluțu Varga a spus că el are ofertă de 7 milioane de euro de la Brighton. 6 milioane de lire, nu? Cam așa ar veni. Pe hotele? Da. Nu, așa spunea, chiar la Fanatic, dacă nu mă înșel, a spus. Da. Crezi că OTL e jucător sau mai poate lua CFR Cluj banii ăștia pe el? Sau? Nu, în niciun caz. Întâi, OTL trebuie să confirme în Europa. Deocamdată el este necunoscut pentru Europa. E cunoscut în România, că a jucat la UTA și că a ajuns la CFR.
dar nu are realizări foarte mari. Ca să fii certificat pentru un transfer în Premier League, trebuie întâi să joci toate meciurile în echipa națională și să faci spectacol în cupele europene. Din păcate, Otele este un jucător comun de Superliga României, care... Atenți, jucător comun. Deci asta înseamnă că nu are ce căuta la FCSB, nu? Nu are ce să caute. Eu zic că nu. Nu va. Eu cred că și Gigi se joacă. Se distrează. Se distrează. A zis-o înainte de meciul cu CFR, știi cum zice el, că vrea că un jucător de la echipa cu care joacă. A zis-o și acum. Pentru că juca cu CFR, a zis că îl vrea pe Otele. A zis că dă prima oară 1.000.000, până urmă 800.000, până urmă 600.000 și o să ajungă până la 200.000 și zice nu-l mai vreau. Un lucru foarte interesant pe care l-am văzut la meciul acesta și în Superliga n-am mai văzut de multă vreme. FCSB a jucat de deplasare. 20.000 de suporteri, 20.000 de suporteri. 20.000 de suporteri, jumătate de stadion, aproape jumătate, ca să nu exagerăm, dar aproape jumătate de stadion a prins lanternele de la telefoane. Da, este incredibil. Deci pentru mine, eu dacă aș fi suporter al celor de la CFR Cluj, m-aș simți cumva așa stânjenit. Da, știi, este controversa. FCSB sau Steaua? Na? Care e FCSB cu care e Steaua? Care e Steaua? Dacă ne uităm pe site-ul UEFA, FCSB-ul e Steaua, nu? Care da, dar, uite, apropo că ai deschis subiectul ăsta, pentru că spun cei de la CSA Steaua că FRF-ul n-a informat UEFA. Da. Dar eu nu cred asta, sincer. Nu ai cum să... Tu ești da mai UEFA. Tu chiar nu știi ce se întâmplă în fiecare țară. Da. Eu cred că suporterii decid care este Steaua, care este echipa continuatoare Stelei din 86, nu? Pentru că la aia ne raportăm. Steaua 86, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, ceea ce nu se va mai întâmpla toate generațiile, deci da, nu o să mai fie. Și ce ai văzut tu la meciul cu CFR Cluj? La meciul CFR am văzut că suporterii au decis că FCSB-ul este Steaua. Da? Într-un stadion ostil, pentru că CFR-ul a câștigat mult mai multe campionate în ultimii ani decât FCSB-ul. Într-un meci în care se juca cam ultima șansă a CFR-ului să rămână acolo lângă FCSB, jumătate din stadion erau cu FCSB-ul. Și nu aveau nimic nici cu cei de la CSA Steaua, dar sincer, te uiți la CSA Steaua și vezi, nu mai spun de deplasări, unde la deplasări nu prea vin oameni. Da. Dar pe teren propriu am văzut acum meciul, nici nu știu cu cine a jucat, cu Progresul, Spartak. Erau 200 da, de inși. Dar au și dreptate și îmi spun mult majoritatea. Ce vin noi ne numim Steaua, avem sigla, jucăm în Ghencea, suntem ai armatei, suntem certificați ca și conținitori ai Stelei. Din păcate, suporterii nu vin la Liga 2. Și nu vin majoritatea pentru că nu avem drept de promovare. Când o să avem drept de promovare? O să promovăm și atunci marea masă a suporterilor se vor întoarce la echipa care se numește Steaua, care joacă în Ghencea și care are sigla. Vezi că și aici este un cerc vicios. Nu o să ducem mult discuția asta despre Liga 2, dar e un cerc vicios. Suporteri, conducere, echipă. E un cerc vicios. Suporterii nu vin la echipă pentru că cei din conducere nu vor să promoveze echipa în Liga, în Superliga. De ce conducerea mai există acolo dacă ea nu vrea să progreseze? Adică suporterii ăștia nu-și dau seama că ei nu vor fi lăsați chiar de propria conducere să ajungă în Superliga. Își dau seama și asta am înțeles că vor reacționa în această vară. E un an destul electoral. De dificil electoral și vor reacționa. Am văzut că și fostele glorii, ați văzut ce spune și Victor Pițur, că nu sunt mulțumiți cu ceea ce se întâmplă la nivel de conducere. Știu că în luna mai se va schimba comandantul clubului sportiv al Armatei Steaua. Se schimbă comandantul de 2 ani, doar de fiecare dată mai rămâne provizoriu câteva luni. Probabil că nou comandant va veni cu program electoral, promovarea secției de fotbal în Liga 1. Este foarte ușor de făcut, dacă se și dorește, dacă există și voință, pentru că sunt societăți comerciale ale Ministerului Apărării care se pot asocia cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua, cu secția de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua și atunci există... Încă o întrebare pe subiect. Da. Ca să închidem. Tu ai fost, vrei, nu vrei, o să spună lumea că te lingușesc, ai fost cumva un jucător foarte important la Steaua. De ce să mă lingușesc? Că eu am păi nu, că lumea știe cum este, domnule, dacă îi spun unuia că a fost glorie, domnule, am eu ceva acolo, că îl lingușesc. Un jucător care a jucat la toate stelele. Steaua Armatei, Lucea Ucescu, 89-91,
Staua lui Păunescu, 96-99, și staua lui Becali, 2003-2005. Da. Păi mai e cineva care e mai certificat ca mine să, să vorbească nu, despre staua? Nu, dar asta voiam să trebuie. Bine, eu sunt petrolist, născut, crescut, dar le-am prins pe toate stelele. Vine acum comandantul cel nou la... Te sună, bă, Vivi, tu ești un mare stelist. Vin la mine la echipă să mă ajuți? Nu. Niciodată? Nu. Nu, dacă m-ar suna de la petrol, m-aș duce de la, la staua. La petrol, dar la staua nu. N-am ce să, eu, hai să ne înțelegem. Păi, teoretic, e cea mai frumoasă echipă, cea mai titrată echipă din România, teoretic, nu? Păi, stai seama că în 86 m-am sărit, am câștigat cupa campionul, în 89 m-am supărat la finala cu 4-0, apoi eu am ajuns la staua în 89, dar eu am fost, prima oară m-am ajuns ca soldat, care m-a luat în armată și a trebuit să mă duc la Steaua, că cei de la Petrol vreau să mă dea la Dinamo. Și am avut de ales între Steaua sau sortat de cartofi Târgu Mureș. Și am pus ales Steaua. Apoi în 96, după ce am găsit cupa cu Petrol, m-au vândut la Steaua. Și în 2003, când m-am întors de la Litex, m-am vrut Victor Pițurcă și am ajuns la Steaua. Deci eu sunt născut, crescut, petrolist, găzar. Eu acolo am fost copil de mingi, acolo am fost junior în echipa. Robert Nițel a fost copil de mingi la Steaua? Am fost... Sau ce a fost la Steaua? A fost și el pe acolo, a prins un pic. Și eu nu pot să fiu ipocrit să spun... Că puteam să spun, domnule, când juca Steaua cu Reghe prin Liga Campionilor, domnule, sunt stelist, toată lumea. Nu, domnule, sunt petrolist. Că am jucat la Steaua și că respect Steaua, că am trei titluri cu Steaua. Două cupe și o supercupă. Da, sunt... Deci ai fost jucător important. Am jucat și eu câteva și meciuri încă pe repede. Dar nu sunt sterici de la să zici că așa. Simpatizez, da, simpatizez toate echipele. Eu când aveam 14 ani eram, în afară de Petrus, că jucam, eram la junior Petrus, îmi plăcea Craiova Maxima. În 84, da, atunci, da, când juca cu... Ăsta, și eram Ștefănescu. Eu pentru, m-am făcut fundaș central pentru Ștefănescu. Costi, da? Ștefănescu, o să-l ierte. Da. Fantastic. Da. Deci nu pentru Adi Bumbescu și Iovan, pe care, cu care am jucat. Eu am debutat la Steaua, făcând cuplu cu Adi Bumbescu, 90, la un meci pe Ghencea cu FCM Bacău, 4-2. Bumbescu, incredibil. Cu Adi Bumbescu, da, ți-am spus în vestiar, am prins loc între Bumbescu și Iovan. N-am găsit alt loc, bine, locul ăla era liber. Nu vrea nimeni să așeze pe el. Am ajuns și eu copil, pac, am ajuns pe locul ăla. Te-a luat un pic transpirațiile acolo. Un pic, da, da. A fost veriadă frumoasă. Dar să spun că suporterii... sunt mult mai mulți la FCSB, pentru că este echipa care joacă Liga 1, este echipa care n-a întrerupt, din punct de vedere sportiv, activitatea. Trebuie să, ca cei care conduc Steaua, CSA Steaua, care au brandul, care au stadionul, care au, trebuie să facă mai mult pentru suporteri, pentru că sunt foarte mulți suporteri din aia vechi, care 96-97 erau în peluză, și care îmi dau și mie, hai mă, să facem ceva. Eu, ce să fac? Eu am făcut pentru Petrolul. Dacă eu sunt născut, crescut acolo, ce să fac? Faceți voi care sunteți aici. În minuturile următoare o să venim cu niște exclusivități legate și de CSA Steaua și de FCSB și de suporterii ăștia care suferă. Să nu spui că intră Talpan. Nu, vei vedea. Vei vedea în minuturile următoare. Nu, Talpan are interzis. Are interzis să mai vorbească momentan cu presa. Gata, interzis. La CSA sunt lucruri foarte interesante. Care interesează să vorbească, de ce nu face? Că el este juristul. Hai mă, caută soluția legală care să promoveze Steaua. Talpan, nu, acum la mult mai serios, Talpan ar vrea să facă, dar acolo știi ce este? E stat în stat. Bun, haideți să ne întoarcem la Superliga, pentru că ăsta este campionatul pe care îl iubim, ne uităm la el săptămână de săptămână, sunt stadioanele pline, din fericire avem echipe cu stadioane foarte numeroase, dar subiectul Florinel Coman. Florinel Coman, înțeleg că s-ar fi înțeles cu Al Duhail din Qatar, nici nu contează, altcineva, să fie o echipă altcineva, nu contează, Al Duhail, oricum se numește, în Qatar. 2 milioane de euro pe sezon, contract pe 4 ani, deci 8 milioane de euro ar fi... 2 milioane de euro plus bonusuri. Plus bonusuri, ajunge undeva la 10 milioane cu tot cu bonusuri în 4 ani, dacă rămâne acolo. Ce nu înțeleg eu este altceva. Văd și pe internet, văd și în studiourile TV și absolut peste tot și în familia mea a început să existe discuția asta. De ce a acceptat Florinel Coman oferta asta în Qatar? De ce se duce și se retrage din fotbal dacă merge în Qatar și ia 2 milioane de euro? Păi ia 2 milioane de euro, oricine muncește pentru bani. Știi cine e antrenorul lui la Al Duhail? Da, este... Christophe Galtier, care a fost la PSG. Exact. Ce coechipiare? Philippe Coutinho, Diallo... Deci... Și băieții s-au retras din fotbal, dacă ar fi să ne uităm la ce spun oamenii de aici. Numai că fotbalul arab, fotbalul din zona, a investit foarte mult. Deci, și de ce se duce fotbalul? Pentru a-și rezolva viața. Normal. A-și rezolva viața, pentru că păi, meseria de fotbalist poți să o faci până la 34-35 de ani maxim. După aceea ce faci?
dacă n-ai o școală, dacă nu te faci antrenor sau dacă n-ai un business. Nu? Și știm, avem exemple cu foarte mulți jucători care după ce s-au lăsat au ajuns destul de, de rău. Florinel Coman, dacă găsea o ofertă similară în vest, pleca în vest. Dar n-a fost ofertă similară. Pentru că, uite, ne uităm, Florinel Coman are clauza aia de un an de zile, de 5 milioane de euro, pe care n-a plătit-o nimeni. Da. Da? Pentru că în vest, scouterii sunt mult mai, mai atenți cu marfa pe care o iau, mai ales din Europa de vest. Și mai ales la noi, la români, care foarte mulți jucători au plecat, s-au întors cu atâta picioare. Și așa, într-un campionat cum este Qatarul, unde sunt foarte puțini jucători de valoare, pentru că arabii sunt destul de slăbuți, poate să joace, poate să stea 2-3 ani, să-și rezolvă viața, are 26 de ani, da. Stă 3 ani, se întoarce la 29 de ani la procesul, mai joacă până la 33-34, dar are, din punct de vedere social, rezolvată viața. Și mi se pare că este o decizie foarte bună dacă pleacă acolo. Păi dacă nu l-a cerut nimeni invest, toată lumea spune, de ce pleacă Florinel acolo? Pentru că ei au fost singurii care au plătit clauza și care îl vor. Exact. Dacă îl vroia, vor portunea Düsseldorf, plătea clauza și se ducea Florinel în Germania. Cred că pentru vest, pentru scouteri din vest, cum spuneai tu, la 26 de ani deja ești un jucător bătrânel. Bătrânel care nu-și mai pot scoate maturitatea fotbalistică. Da, dar ei nu-și mai pot scoate pârleala, între ghilimele, și cum se spune în, da, în bine, fotbal. Pentru vest, 5 milioane de euro sunt bani puțini. Bani puțini. Dacă scouterii din Germania considerau că Florinel Coman îi poate ajuta la orice echipă, sau în Franța, sau în Italia, sau în Spania, îi plăteau clauza de 5 milioane de euro. Uite-te, hai să ne ce înseamnă 800.000 de euro pentru Atletico Madrid, care a plătit clauza lui Horațiu Moldovan și nu-l folosește un minut. Da? În fotbalul mare, 800.000, 5.000 sunt bani foarte puțini. Da, vezi că Atletico Madrid a mers pe partea cealaltă și pe Horațiu îl folosește la TikTok bubuie acolo, milioane de vizualizări. Am văzut, nu-l avem și noi pe Țancă, Țancă a făcut... Țancă și cu incredibil, da. Țancă are coloana Sororo de pe... Țancă și cu Horațiu Moldovan, milioane de vizualizări. Da. Și poți zbori doi de spunea primarul meu, și deja am făcut bulevardul frumos, am pus și eu pe primăria Ploiești, ca uite, primarul a terminat bulevardul Independenței frumos, cu strat, cu ăla, 700-800 de like-uri. A pus Țancă că și-a cumpărat cățel, 20 de milioane. 20 de milioane de like-uri. Zi tu ce să faci. Asta e societatea română. Asta e societatea și, până la urmă, știi cum e, există un public pentru toată lumea. Da. Spunem dacă Florinel Coman va mai prinde națională, acum mergând în Qatar, pentru că e o discuție. De ce să nu o prindă? În Qatar problema că campionatul se întrerupe pe perioada verii, pentru că este foarte, foarte cald. Uite, avem problema lui Denis Alibek, care termină campionatul acum, nu? Mai are puțin și termină campionatul. El vreo 2 luni nu va mai juca. Da. Și are un preparator fizic. Dar una e cu preparator fizic, alta e să te antrenezi în cadrul organizat cu o echipă. Florinel e tânăr, are 26 de ani. Florinel, de 2-3 ani de zile, nu mai este acel Florinel Coman care și-a luat preparator fizic, se duce la sală, la asta și a ajuns la maturitatea asta fotbalistică și să decidă campionatul. Pentru că orice am spune, campionatul ăsta... peste 50% este meritul lui Florinel Coman pentru Juventus. Corect. Și vrei să spun un lucru pe care îl știu din perioada în care el era la începuturile lui la FCSB și era în perioada aia în care nu era Florinel Coman de astăzi. Florinel Coman, cum ai spus tu, și-a luat preparator, și-a luat mental coach, da. Face foarte mult pe partea asta, dar atenție, ce făcea el înainte când era Florinel Coman ăla mai slăbuțu și fără masa asta musculară și slăbuț din toate punctele de vedere. El când mergea la sală, asta o știu 100% sigur, el când mergea la sală, ceilalți colegi ai lui trăgeau de fiare, făceau forță pentru așa, da. Dar el ce făcea? El se întindea pe băncile alea pe acolo, spun 100% sigur treaba, se întindea pe băncile alea pe acolo, se uita pe acolo, se făcea că face diferite chestii, pentru că nu-l interesa. De când are un copil, de când este cu actualul lui iubită sau soție, a început să fie alt Florinel Coman, este mult mai matur și asta mă gândesc că va depinde foarte mult dacă... se va gândi, bă, hai să joc bine aici în Qatar, să mai prind și anul următor, să mai fac încă 2 milioane, pentru că cât joc mai mult, cu atât oamenii ăștia mă vor aprecia și din punct de vedere... Sau real... poate îl vede Hilalul din Arabia Saudită. Exact, ia și mai mulți bani. Că tot nu o să mai fie Neymar. De-aia mă gândesc că Florinel Coman nu va fi un kix în Qatar. Auzi, nu va da kix. Tavi Popescu nu se poate uita și la Florinel Coman. George Popescu, scuză-mă. Încă o chestie, Tavi Popescu, George Popescu și-a luat și el mental coach de curând. Doar că...
Nu vreau să jignez, nu vreau să spun nimic rău. Doar că atunci când merge la mental coach, din ce știu eu, mai mult se uită prin mental coach. Atât vreau să spun, ca să nu să creadă că am ceva cu din contră. Eu mie îmi plăcea foarte mult de George Popescu, Tavi Popescu, are un talent fantastic. Dar dacă nu va lua exemplul Florinel Coman să facă ceva cu viața lui, se va... Trebuie să pună masă musculară pe el, pentru că da. Nu se poate bate cu nimeni, unul la unul. Da? Apoi să se uită la jucătorii că pleacă în Italia, să se uită la Iannis, când a plecat Iannis la Fiorentina și cum s-a întors Iannis. Exact. Da? Ce masă musculară. Să uită la... Nu poți da doar din talent. Nu mai poți doar din talent. Era Dobrin, pe vremuri, doar din talent. Acum fotbalul este atât de bine tacticizat, când câștigă echipa care are unul, doi jucători, care pot destabiliza echipele adverse. Pentru că să cunosc atât de bine detaliile tactice, cât să închid culoarele și doar jucătorii speciali pot face diferența. Da, Florinel Coman, cu actuala lui iubită sau soție, încă nu știu dacă s-au luat, cum se spune, e de la 14 ani, dar copilul i-a schimbat viața. Asta este foarte important și noi acum trebuie să ne gândim cine îi poate lua locul lui Florinel Coman la FCSB. Nu știu dacă din actuala echipă... A zis Gigi. Cine? George. George? Da. Păi da. Păi zis Gigi. George Popescu. Nu. Dacă e finul lui... Păi e finul lui, dar știi cum e, nu mai merg astea pe pile când joci în Champions League. Vrei Champions League, dacă decide, Vivi. Asta îți spun și eu, pentru că a zis Gigi că vrea șase, până înainte să fie oferta de la asta, vrea șase jucători pentru Champions League. Acum trebuie să vrea 7, pentru că pleacă și Florinel. Nu? Deci da, trebuie 7. Unde găsești tu, Aline, 7 jucători pe care să integrezi într-o echipă care vor începe preliminarele în iunie. Nu? Nu în iunie? Okay. Sau iunie-iulie. Atunci, da? Exact. Da. Iunie-iulie. Pe unde? Că trebuie să joci 4, ca să ajungi în Champions League, trebuie să joci 4 tururi preliminare, 3 tururi preliminare plus play-off. Ai văzut că m-am uitat și eu pe echipele pe care le-ar putea... E cam dezastru acolo. Primul tur să zici că, na, hai că prinzi Lituania, prinzi ceva. Așa. Dar din turul 2 încolo doar norocul proverbial și Steaua tot timpul a avut noroc la tragerea soți. Dar și norocul nu te poate ajuta să câștigi meciul dacă tu nu ai jucători care să știe ce înseamnă cupele europene. Steaua tot timpul a avut pedigriul ăla de cupe europene. Da? Dar vedem, e Steaua, e FCSB-ul, că uite, în ultimii ani parcă a fost FCSB. Bun, Vivi, să încheiem subiectul FCSB. Explică-mi și mie, sau spune-mi, sau dezvăluie, sau ce vrei tu să faci. Așa. Câte titluri are echipa care va câștiga campionatul anul acesta în Superliga? Adică, suporterii echipei care va lua campionatul anul acesta în Superliga se bucură pentru titlul cu numărul? 27 sau 28 sau 6? Sau 5, nu, 27, dacă e din 47 până în prezent. Dar eu am ultimul tricou acasă, parcă cu 23, în 2005. Trecut parcă ceva 23, da, timp, da. Da. 23 și acum ar fi 27, nu? Că 4, 5, nu? Așa ar trebui să fie 27, dar... Dar care este? Deci eu am luat primul titlu cu Gigi Becali în 2005, nu? Și practic ai spart gheața. Dacă ar fi conform... Și să fie dar 5 și celelalte 22 să fie... Dar sufletul tot ce spune? 27 sau 4-5? Păi deci ce spune sufletul meu? Că din punct de vedere sportiv, Steaua este FCSB, din punct de vedere al identității, al numelui, al locului, al Ghencei, este Steaua. Și din punct de vedere al palmaresului? Și din punct de vedere al palmaresului, acum să vedem ce zice... Și justiția, că încă nu s-a terminat, nu? Sau nu, nu s-a terminat. Și legat de treaba asta va fi mai târziu un pic, da, o mică, mare exclusivitate foarte importantă. Da, dar eu cred că palmaresul, dacă există numele, există sigla, există stadion, pentru că eu am avut și o problemă asta când era cu palmaresul la Petrolul, m-am dus la Federație și mi-au zis ce de juriștii. Vivi, palmaresul este la echipa care joacă, pe Ilie Oană, în galben-albastru, este susținută de majoritatea suporterilor și care se numește Petrolul. Suntem la palmares. Haide să le dăm oamenilor ceea ce vor, pentru că este vorba despre palmaresul Stelei. Palmaresul Stelei, ia. Care, atenție, da? Nu o spun eu, nu o spune Vivi Răchită. Am și eu trei titluri în el. O spune CSEA Steaua, deci comandantul CSEA Steaua o spune pentru Fanatic, pentru frumoasa noastră emisiune.
Nu știu dacă tu știi, colegii noștri, sper că nu i-am dat un pic peste cap, pentru că o țineam spre final. Dacă am deschis subiectul de palmares și așa mai departe, avem treaba cu CSEA Steaua și palmaresul de pe, atenție, pe Facebook-ul FCSB-ului apare palmaresul din 47 până în prezent. Nimeni, dar nimeni nu s-a luat de treaba asta. Știi că a existat problema cu site-ul... Dar a dormit. A existat problema cu site-ul FCSB-ului, da, care a fost închis. Da, uite, avem fix acum pe ecran, mulțumim colegilor care întotdeauna sunt forță aici, sunt chiar forță. 26 de trofee de campion al României. Bun. Să spunem că e un exces de zel al FCSB-ului, da? Fanatic, în speță subsemnatul, a vorbit cu CSEA Steaua, comandantul CSEA Steaua și haideți să vedeți ce domnul a spus. Domnul Bichir, da? Domnul Ștefan Bichir. Ca să înțeleagă lumea câte trofee va sărbători FCSB-ul în acest sezon 2023-2024, pentru că nimeni nu știe, bă, câte are FCSB, câte titluri are. Vă spun eu, are 27, de ce? Fiți atenți aici. Bichir, Ștefan Bichir, comandantul CSEA Steaua, pentru Fanatic declarație. Procesul privind palmaresul dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua și SC Fotbal Club FCSB SA nu s-a finalizat. În momentul în care instanța va da o hotărâre definitivă, vom lua toate măsurile legale pentru a stopa furtul de identitate, asta legat de ce apare pe Facebook-ul FCSB-ului. Concret, suporterii FCSB-ului trebuie să știe, eu le spun cu suporterii Stelei, suporterii celor din Superliga, echipei de pe locul 1, trebuie să știe că vor sărbători titlul cu numărul 27 și nu pentru că o spune Alin Grigore sau Vivi Răchită, ci pentru că o spune comandantul CSEA Steaua, Ștefan Bichir. Vivi, ai legătură. Deci până la o decizie finală a instanței, suporterii FCSB-ului vor sărbători titlul 27. 27. De aia te-am întrebat că... Știi, erai văzut, erai indus în eroare. Da. Nu știai câte titluri... Nu știam câte titluri am. Păi eu am 3. Eu personal. Dar Steaua are 27, nu? 27. Că, uite, și comandantul spune și dacă se scrie și pe site-ul FCSB-ului și nimeni n-a luat atitudine. N-a luat atitudine pentru că e un proces, așa cum spune proces, comandantul, da. În păi și atunci, Alin, te întreb eu dacă instanța decide că titlurile din 2003 până în 2024 sunt alea 6, cum au sărbătorit 27? Păi asta nu știu, pentru că cu siguranță instanța nu va decide înaintea finalului de sezon. Așa este. Va decide după. Apoi ce procese vor urma, nu mă pricep la treaba asta, că nu sunt nici eu chiar atât de bun. Bun. Am încheiat subiectul procese, CSEA Steaua, FCSB. Trebuia să vă spun lucrul acesta și vă spun, dacă sunteți cu FCSB-ul, mândriți-vă că aveți 27 de trofee. Nu știu până când, asta n-avem nouă să știm, dar momentan aveți 27 pentru că FCSB va lua titlul. Bun, haideți să trecem la Rapid Sepsi 0-1 pentru că am stat foarte mult pe FCSB. Rapid Sepsi 0-1, o nebunie de meci, dar nu pe teren, din păcate. A fost ratarea aceea lui Ragmani din minutul 20 sau 16, dar slăbus pe teren. Însă, la final, dezastru s-a pornit. Alin, mă uitam înainte de meciul la interviuri și la ce spunea Bergodi, mai am crezut că e Elias Haralambos care a învățat ceva română. Că spunea că împreună cu patronul decis să-i lăsăm în afara locului pe Djokovic, Albu. Deci mi-am dat seama că nu mai e Cristian, e Cristiana. Da? A ajuns și el o... Marionetă, vrei să spui. Marionetă, da. Incredibil. Nu puteam să cred că fundașul lui Lazio, Cristiano Bergodi, poate să ajungă în asemenea hal încât să se umilească pentru a rămâne antrenor la Rapid, știind că nu mai are nicio șansă să se redeseze corabia. Eu l-aș fi dat afară, dacă eram în locul șocului, și am înțeles că a fost intenția, după primul meci cu Universitatea Craiova, când era 3-1 pentru noi, și a câștigat meciul 4-3, doar prin prostia lui Constantino, care a făcut două schimbări, l-a schimbat pe Bauza și pe Vahasa sau pe cine a schimbat, și așa a reușit Rapidul să revină. Pentru că altfel, Cristiano Bergodi, eu nu mi-aduc aminte să fi câștigat un titlu. El spune că n-a avut echipă de titlu. Dar nu trebuie să ai și echipă ce Astra a avut echipă de titlu sau Urziceniu a avut echipă de titlu când au câștigat titlurile. Nu, au câștigat. Sau Oțelul Galați a avut echipă de titlu. Vivi, da. Cristiano, despre care spuneai tu mai devreme, a devenit Cristiano Bergodi. Scuză-mă că te-am întrerupt. Trebuie să le spunem oamenilor că fix în acest moment găsiți și pe fanatic.ro informația. FC Rapid s-a despărțit de comun acord de antrenorul italian Cristiano Bergodi după o serie negativă de 4 înfrângeri consecutive în primele 4 etape ale play-off-ului.
În urma acestor rezultate, Rapid a coborât pe poziția 5-a la un singur punct în fața lui Sepsi, OSK, ultima din play-off. În vârstă de 59 de ani, Bergodi a venit la începutul sezonului, stând pe banca Rapidului în 37 de meciuri, ce s-au încheiat cu 16 victorii, 12 egaluri și 9 înfrângeri. De asemenea, atenție, în Giulești nu vor continua Luigi Ciarlantini, antrenorul secund, și Ionel Colonel, preparatorul fizic, ambii făcând parte din staful lui Bergodi. Le mulțumim celor trei pentru momentele frumoase și le urăm mult succes în continuare. Și foarte important, interimatul va fi asigurat de Bogdan Lobonț, alături de Adrian Ienci și Ciprian Niță. Da, cam atât cu Bergodi la Rapid. Astăzi, în acest moment, s-au încheiat cam târziu tratativele, pentru că au existat niște tratative, da, pentru că erau niște bani de luat din partea lui Bergodi. Era clauza de 200.000 de euro, probabil au ajuns la un numitor comun să plătească o sumă de bani Rapidul și să plece Bergodi. Probabil nu 200.000, sper să se întoarcă în Italia. Nu 210.000. Sper că are 60 de ani și să se întoarcă în Italia. Să lase locul antrenorilor tineri români, care sunt destui și care fac școlile pe băncile școlii de antrenori și care nu au unde să antreneze datorită acestor antrenori străini care vin în țara la noi și ocupă locuri. O să spună unii, domnule, că nu sunt antrenori români de valoare. Ba sunt, dar trebuie ajutați. Trebuie lăsați să-și facă meseria. Trebuie îndreptați, trebuie îndrumați, trebuie băgați în circuit. Dacă nu, n-au unde ca jucătorii români. Tineri care termină junioratul și este media de 1 la 100 de jucători care termină junioratul, care ajung profesioniști. Da, da. Îți dai seama ce tragedie. Te apuci de fotbal la 7 ani și când ajungi la 19 ani, doar 1 dintre 100 ajunge profesioniști. Restul joacă pe la Liga 2, Liga 3, pe o bicicletă și o ladă de bere. Să știi că e frumos la Liga 4. La Liga 3 nu știu cum e. La Liga 4, da, e boemie. Bun, Bergodi nu mă gândeam că va fi chiar demis, dar Bergodi gata, este istorie. Hai să ne gândim acum cine vine la Rapid, înțeleg? Ești ciupercă ce e? Păi, Șumi, tu spui că este 100% Șumudică? Dacă nici Șumi, dacă nici acum nu-l pune pe Șumi, înseamnă că nu-l va mai pune niciodată Șucu. Pentru că este o situație rapidistă, ca să zic așa, doar Rapidul se poate întâlni așa, cu un antenor născut, crescut în Giulești, rapidist 100%, care este liber de contract. Pentru că au mai fost schimbări de antenor Rapid, dar Șumi avea contract, era prins sub contract cu alte echipe. Uite, acum este liber de contract, este la sfârșitul unui sezon pe care poate pregăti sezonul viitor. Da? Și mi-ar putea în aceste 5 meciuri care mai sunt, sau 5 meciuri mai sunt, nu? Sau 5 parcă, mai sunt, trebuie Șumi să analizeze foarte atent lotul și să vadă pe cine oprește din vară încolo și să creeze o echipă care la nu se bată cu șanse reale de a câștiga campionatul. Da, dar eu sunt sceptic legat de Șumi, adică nu de valoarea lui, Doamne ferește, pentru că na. A demonstrat-o și în Superliga, chiar și în Turcia a demonstrat-o, dar dacă ar veni acum, este clar că nu ar fi obiectiv sezonul ăsta, da, nicio șansă. N-ai cum. Dar ar începe cumva din vară treaba serioasă. Ne uităm la Rapid. Albu, Djokovic și lui Papo expiră contractul peste 6 luni, chiar dacă Bergodi a fost foarte nervos la conferința de presă și s-a luat de jurnaliști când a fost întrebat de Papo. I-au ieșit ochii din orbită. I-au ieșit ochii din orbită și imagini. Eu n-am văzut în viața mea, da, asemenea imagini. Deci a pierdut controlul, da. Dar sunt 3 jucători, Albu, Papo, Djokovic, cărora li se termină contractele. Ce face Șumi? Va aduce jucătorii lui? Ai văzut că el a obișnuit în Turcia să meargă cu Moraes, cu da. Sorescu, cu cine a mai fost? Cu Drăguș, cu Niță. Bine, Drăguș e mai greu să-l aduce acum Niță, la Rapid, nu? Portarul Niță, da, peste tot pe unde a fost Șumi în străinătate a adus jucători români, spre deosebire de alți antrenori români care au fost prin străinătate. A dat o pâine să mănânce, da. Da, dar Șumi știe spiritul Giureștiului, știe, are vrăjeala aia giuleștină. Și Șucu parcă nu mai e Șucu ăla de la începutul campionatului, sobru, corporatist. Uite, a coborât în autocarul suporterului și a mers cu suporterii la Craiova, a mâncat Parizer. Cu soia și Parizer, atenție, Parizer care, să știi că nu-i sănătos Parizer. O de-asta care e comună și lui Șumi. Și Șumi ar face o de-asta. Da, știi, Vivi, aici este diferența. Aici este o mare, mare diferență.
Una e să faci treaba asta obligat, forțat, de împrejurări și una e să faci ca șumudică natural. Șumudică este omul de așa natură. Șumudică îți creează atmosfera în vestiar pentru că așa este el. Și tu îl respecti pentru că așa este el și pentru el muncești. Da. Pe când Șucu a fost forțat. Că n-are cum să piardă această șansă. Pentru că toată lumea spune că haide, dați-i șansa lui Șumudică să antreneze Rapidul cu o conducere și cu un patronat potent financiar, cu jucători de valoare, că Șumi până acum a fost la Liga 2, la Rapid, i-a salvat, acolo, n-a fost așa, n-a avut o echipă Rapid care să zbârne. Acum e momentul. Să rămână registrat aici pe bandă, vreau să te întreb pe tine, pentru că informațiile astea, de fapt informațiile, declarațiile astea mi se fac cele mai amuzante. Mai ales că ție ți-a ieșit cu Craiova, cu Petev. Ți-a ieșit de curând. Eu nu vorbesc fără argumente. Nu știu ce să spun. Alții ar spune altceva. Dar nu, dai puțin, că și-a spus și de companiu. Gigi va câștiga echipa când va pleca, va câștiga campionatul, fără companiu vârf. Uite că a câștigat campionatul. Toată lumea, doamne, companiu. Lăsați-mă, mă, cu companiu. Că pentru companiu trebuie să ai fundaj lateral și mijlocaj lateral care să centreze. Trebuie să bea un ave. Deci, practic, tu vrei să iei locul lui Dumitru Dragomir ca profet? N-ai cum. Nu. Acolo e mai greu. Dumitru Dragomir este descendentul lui Nostradamus. După câte etape fără victorie, crezi că îi se va cere demisia lui Șumudică la Rapid? Anul ăsta în niciun caz. Nu, anul ăsta poate să pierdă de meciurile. E, ce se va întâmpla în vară va fi de urmărit, pentru că ce va face Șucu? Va mai investi, pentru că a băgat 6-7 milioane de euro în jucători. Vine alt antrenor acum, Șumi, pe care știm că vrea jucători de valoare, vrea, și e normal. Dacă vrei să ai obiectiv câștigarea campionatului, poți cu jucători care îi dau afară FCSB-ul, pe care îi dau afară CFR-ul. Deci renunță CFR-ul și FCSB-ul la jucători și ei tu să câștigi. Nu, asta e utopie. Șumi va cere jucători. Acum depinde cât sunt dispuși cei doi acționari să bage mâna în buzunar. Și eu cred că pentru spiritul Rapidului, Șucu și cu Angelescu vor face eforturi ca să-i pună la dispoziție lui Șumi jucători de valoare. E, acum ce se întâmplă? Celelalte echipe ce vor face? Așa cum Gigi, îl cunoaștem, e ambițios. CFR-ul deja a anunțat. Rotaru, la fel. Vor fi patru echipe care se vor întări. Și mi trebuie să fie foarte atent, pentru că el are o relație foarte bună cu suporterii, fiind de acolo, na? La meciuri, la primele meciuri. Pentru că dacă va pierde primele meciuri, va pierde și spiritul acesta și susținerea suporterilor. Dar eu cred că va merge Șumi și nu va pierde la început și cred eu că se va duce, cel puțin până în iarnă va merge Rapid. Din iarnă vedem ce se va duce. Cum crezi că se va înțelege cu Săpunarul? Pentru că Săpunarul e un tip puternic, orgolios la Rapid. Cum s-a înțeles și cu Budescu și cu Alibec? Când se enervau Budescu și Alibec, Șumi se întorcea cu spatele, spăcea că nu-i aude și lăsa în pace până își reveneau nebunii. Ce să le facă? Da? Pentru că erau jucători, Șumi are șmecheria aia. Bă, dacă ai unul care îți rezolvă meciul, te mai uiți și în altă parte. Și a zis Șumi, Budescu l-a înjurat. Și Budescu l-a înjurat și pe Șumi. I-a înjurat și Șumi, adică, păi. Dar au făcut o echipă care a câștigat campionatul. Până la urmă, e important că să tragă toți la aceeași căruță. Hai să vedem, De Bruyne l-a înjurat pe Guardiola. Și Guardiola a zis după meci, da, mă bucur că este nervos și că vrea să facă, să mă înjure și să joace. Da, sunt și antrenori de genul ăsta. Bun, încheiem pentru un moment subiectul Rapid, pentru că nu e încheiat niciodată. Nu e încheiat niciodată, corect, dar poate vom reuși să vorbim și noi astăzi cu cineva de acolo. Știu cât de grei sunt acum de prins, greu de prins, pentru că nu vorbesc, vor fi întrebați. Câți bani ați dat lui Bergodi să plece? Da. Vor răspunde. Știm cu toții că e mai dificil. Haideți să trecem la Universitatea Craiova, Farul, 1-2. Da. Ionuț Cojocaru, un tânăr de 20 de ani, dacă nu mă înșel, a făcut meciul Farului, a câștigat. Dar înțeleg că cei de la Craiova îl știau pe acest Ionuț Cojocaru. Da.
Și noi îl știam la Petrol, că a fost la noi. Dar n-a primit la Petrol, da. Dar n-a primit nicio șansă la noi. N-a primit nicio șansă? Da, n-a primit. Cine era atunci antrenor? Pârvu. Era Florin Pârvu. Nu știu de ce n-a primit nicio șansă. Pentru că eu văzusem pe Hagi cu un an și jumătate înainte de momentul actual, care spunea că la echipă vor urca Stoian, Cojocaru și alți tineri care vor, le vor lua locul. Mazilu, cei care vor pleca. Și mi-a rămas în minte Cojocaru de acum un an jumătate. Bă, dacă Gică s-a păcălit Gică, care nu se păcălește Gică. L-a dat pe la Petrol, a fost pe la Chindia, n-a jucat nici acolo, nici acolo, l-a luat Gică înapoi și uite că este protagonistul meciului. Și foarte tânăr și da. Nu doar cele două goluri l-au făcut. 2004 născut, nu? Știu că are 20 de ani. 20 de ani ar trebui să aibă. 2004, da. Și nu doar cele două goluri l-au făcut să remarce, dar și ce a făcut în meci. Pentru că nu doar atât a făcut, a intrat în combinații. A intrat și nu are foarte multe meciuri la prima echipă. L-a eclipsat pe Luis Muntean. Pe cel pe care îl vrea toată țara, da. Pe Luis Muntean. Da. Bine, la Craiova știm că... O pierdere pentru Petrolul, nu? Această... Da, era împrumutat. Nu era luat de Hagi niciodată. Dar era jucătorul under. Să înțeleg că n-a putut să... Păi și cine mai era Andra atunci? Musi și... Musi și atât. Atât. Mario Brato Ian Istoica a fost înainte. Ian Istoica a fost, dar Mario Brato era accidentat. Da. Musi n-a putut joace în locul lui Musi. Da. Și el tot împrumutat Musi, pentru că Musi normal se întoarce la FCSB acum. Da, Craiova un... Stai un pic, până la Craiova. În momentul ăsta ai ridicat o minge la fileu mie, să te întreb. Petrolul tot ia cu împrumut jucători under. Ce se întâmplă la Academia Petrolului? Se plătește taxă, ca să spun așa. Deci, crede-mă, nu mi-a venit să cred că când am auzit că la Academia Petrolului se plătește taxă de către părinți. Cât? 300 de lei? Cam așa înțeleg că merge acum. Când am auzit, nu m-am interesat. Incredibil. M-a zis, lasă-mă încolo, acolo. Eu am făcut copil și junior la asta, făceam pe terenul de la sala sporturilor. Nu erau taxe, nu erau, bine, erau și alte vremuri. Și dacă plătești taxă, automat poate juca oricine pe acolo. N-am mai ieșit de la Academie mai nimic în ultimii ani. Acum l-a adus Marian Copilu pe domnul Codescu de la Cluj. Încearcă să refacă această Academie, să schimbe metodica. Dar e foarte greu, pentru că Ploieștiul Petrolul a dat mereu jucători. Hai să mergem în anii 90... Că toți ploieștenii jucam pe la echipele astea mari. Fane Preda, cu unul juca pe la Dinamo, eu cu Panait jucam pe la Steaua, Chiriță juca pe la Rapid, Adi Toader juca pe la Craiova. Deci nu se face treaba bună acum la Academie, din păcate. Din păcate, în ultimii ani n-am mai ieșit. Încă o chestie interesantă, tu ai spus că se dă cotizații la Petrolul din partea părinților, nu din partea clubului către copii, din păcate. Oare primesc chitanță acei copii, acei părinți? Asta n-am. Asta știu că n-ai de unde să știi. E o întrebare pusă de mine aici la Spotlight Superliga. Acest venit de tăi de Petrol, acum lasă-mă că am bătut și noi 2-1. Hai să vorbim și despre victoria frumoasă pe care băieții au obținut-o la Cluj. Vreau să te întreb de tot de Craiova cu farul. Marcovici, nervos, agitat. Da. S-a luat la ceartă cu suporteri, i-a arătat deștul mijlociu pe acolo, a vrut să stai la bătaie la suporteri. Un sfat lui Marcovici, oprește-te, nu o să câștigi niciodată un război cu suporteri. Da? Mai ales cu cei de la tribune. Poate cu peluza te mai împaci, dar cu cei de la tribune. Și Cârțu, cât era Cârțu de Cârțu, a spus: dom'le, și eu am avut un conflict și până mi-am dat seama că am greșit. Dar m-am scos cum am scos. Jucând bine, dând goluri, Marcovic pe la fel. Exact. Joacă bine, dă goluri și poate te iartă suporterii. Dar cum să te duci să te bați cu un suporter, tu ca jucător? Da, ce că n-ai ratat în ultimul hal. Mai și eu mă gândesc și la altceva. Nu iau partea lui Marcovic, pentru că și mi se pare slăbuț în ultima perioadă, dar mă gândesc că eu sunt Marcovic. Mă uit, am în jurul meu, l-am pe Ivan, care nu joacă nimic de un an și ceva, 2 ani, nu joacă nimic și joacă, îl bagă tot timpul în teren. Sunt frustrat pentru că n-am cu cine să joacă în față. Bagă, sunt nervos. Pe Blesa, da? Pe Național Arena a jucat cu Blesa, nu? Bine, era antrenor Ivailo Petrov, care bulgariștii că fac... Îi fac așa, da, și e da. Da, nu. Da. Nu crezi că ești asta cumva, adică atmosfera din lot, faptul că sunt niște jucători băgați cu jucători profesioniști, trebuie să accepti deciziile antrenorului, da? Și să te pregătești ca antrenorul să fie obligat să te bage.
Uite, l-aveam la telefon pe Gigi Corsicanu. Salut, Gigi! Mulțumim pentru că ai fost singurul care ne-ai răspuns la telefon din tabăra Rapidului acum. Nu e implicat în negocieri. Nu e implicat în negocieri, dar e implicat cu sufletul acolo. Ce faci, Gigi? Bună ziua! Bine. Am așteptat și eu decizia conducerii. Chiar am vorbit acum câteva minute și cu Victor Angelescu și cu domnul Șucu și am înțeles că au întrerupt colaborarea cu Cristiano Bergodi. Ce ți-au spus cei doi patroni? Cât poți să ne spui, bineînțeles, că probabil n-a să... Păi nu, eu sunt transparent pentru că prin vocea mea eu trebuie să informez suporterii rapidiști despre ce se întâmplă la club. E o normalitate, nu? Corect. Asta este foarte important pentru că e mai greu cu accesul la oamenii din conducere și suporterii, că până la urmă pentru suporteri face și noi emisiunile astea, trebuie să știe exact ce se întâmplă. Deci, Gigi, te rog. Bun, eu chiar asta i-am solicitat domnului Șucu, să mă informeze și pe mine ce decizii au luat, ca eu să pot transmite tuturor suporterilor. Vă dați seama că telefonul meu sună mai rău decât la Gara de Nord. Toată lumea întreabă mesaje și trebuie să știe și oamenii, pentru că sunt frământări și trebuie să știe și oamenii ce se întâmplă cu clubul nostru. Da, asta a fost decizia. Au întrerupt colaborarea cu Cristiano, după cum știți și dumneavoastră. Sunt interimari Lobos cu Adienci și am înțeles că urmează să aibă o întâlnire cu Marius și Modică. Deci în sfârșit se întâmplă miracolul, pentru că știm cu toții că și în trecut au mai existat anumite discuții, dar nu întâlniri. Da, deci asta nu înseamnă că o să fie Marius și Modică, corect, antrenorul Rapidului. Au spus că o să aibă o întâlnire și cu Marius și Modică și... Dar nu este bătut în cuie că Marius și Modică va fi primul antrenor al Rapidului. El este primul om probabil cu care se negociază. Da, din România n-o să fie, din ce am înțeles eu de la dânsii, din România n-o să ia în calcul alt antrenor în afară de Marius și Modică. Mai sunt și variante, dacă apare un nume sonor de antrenor străin. Gigi, știu că tu ești într-o relație extraordinară cu Șumudică, mai ales că voi, galeria, mereu l-a susținut, indiferent de ce se întâmpla, l-a susținut. Sincer, n-ai vorbit cu Șumi nici măcar printr-un mesaj? Hai, Șumi, te așteptăm, haide, vino, nu știu. Nu, dar eu vorbesc foarte des cu Șumi, nu e un secret. Asta nu e un secret. Noi suntem prieteni de viață, ne știm de mici copii. Dar nu putem să decidem noi chestia. Corect, asta este clar. Galeria poate să decide cine este antrenor. Așa ca și performanțe sportive, ca și performanțe în domeniul antrenoratului, eu zic că Șumi ar fi recomandat din punctul ăsta de vedere, pentru că a avut niște realizări. A câștigat un campionat cu Astra, a ieșit cel mai bun antrenor din Turcia, a avut niște performanțe în cupele europene cu Astra Ploiești, deci are are un CV cât de cât ok pentru... Pentru România, România, da, este un CV, da. Ok, dar asta voiam să spun, pentru că Șumudică automat, dacă vede că și în privat îl susții și așa, e clar că el ar trebui să spună, da mă, vin, sau da mă, uite, o să mă luam la negocieri, uite, vin pentru voi, nu știu, orice, de-aia mă gândeam că ți-a dat și un răspuns pe lângă discuțiile pe care le-ai avut cu el. Eu ca și prieten îl susțin cu tot ce ține de mine, dar din punct de vedere al poziției mele în rândul suporteri rapidiști, în rândul rapidiștilor, n-am cum să iau eu decizii de genul ăsta, pentru că sunt niște criterii pe care trebuie să le respectăm. Sunt niște acționari care bagă bani acolo și nu putem noi să decidem, să avem noi ultimul cuvânt. Noi ne exprimăm un punct de vedere. Mai departe, acționarii... Tu cum i-ai văzut pe... Decizia finală. Cum i-ai văzut pe cei doi acționari? Crezi că tind spre Șumudică, adică cu sufletul, pentru că știm că au fost niște probleme în trecut, adică chiar să-și dorească asta sau doar cumva să vă liniștească pe voi suporterii, au aruncat o pasta cu Șumudică? Nu, aveau niște rezerve din punct de vedere pe euforiei cu care se știe, îl caracterizează pe Marius. Știți că el are niște trăiri și eu zic că în ultima perioadă Marius a început să schimbe puțin atitudinea și e
mai a început să fie mai mult pe latura aceasta, pe viziunii pe care o are acționarul majoritar al Rapidului. Crezi că Marius Modică, dacă va fi cumva norocosul, numitul în funcție de antrenor al Rapidului, poate face performanță cu actualul lot pe care îl are Rapid sau este clar că ar mai avea nevoie de niște jucători? Și unde ar mai avea nevoie de jucători? Nu pot să intru în detalii din acestea. Corect, dar și voi din peluză vedeți fotbalul și clar că de-aia ați cerut demisia lui Bergodi, că bă, pleacă, că nu poți să faci nimic cu jucătorii ăștia. Deci ori Șumudică poate face ceva cu jucătorii ăștia, ori e clar că trebuie schimba și pe acolo ceva. Cum vedeți voi suporterii? Nu să impuneți, Doamne ferește, sau ceva de genul acesta? Suporterii Rapidului n-au cerut demisia domnului Bergodi pentru sistemul de joc sau pentru cum s-a exprimat echipa. Au cerut demisia pentru, în urma unor rezultate dezastroase, în ultimele 4 etape să nu luăm niciun punct, da? Și e normal, că așa se întâmplă oriunde în lume. Când nu sunt rezultate, primul care răspunde este antrenorul. Mai departe, legat de valoarea lotului, eu zic că noi avem un lot foarte, foarte bun, cred că avem cel mai bun lot din campionatul românesc, dar asta nu înseamnă că în cazul în care ar veni Marius Șumudică, nu ar mai fi nevoie de încă 3-4 jucători ca să completeze lotul, da, posturile care sunt deficitare. Uite, încă o întrebare, pentru că e o situație interesantă și cam asta se întâmplă cu toți antrenorii, din păcate. Indiferent că sunt glorii sau nu ale clubului, ne uităm și la Steaua în trecut, când i s-a cerut demisia lui Lăcătuș după foarte multe meciuri fără victorie. Lui Șumudică. Bine, nu știu dacă poți să spui clar acum, dar așa, cum vezi tu lucrurile? Lui Șumudică, crezi că îi se va cere vreodată demisia de la Rapid de către galerie? Dacă va avea rezultate proaste, mă refer. Păi s-a întâmplat asta, asta e atipic, să știți, pentru că la noi la Rapid au avut parte de clemență, cât să spun eu, o clemență maximă, antrenorii care nu au fost foarte atașați de Rapid. S-a întâmplat cu Daniel Pancu să-i se ceară demisia. Nae Manea, Dumnezeu să-l ierte. Mițe Iosif, care tot așa, e emblematic pentru noi, pentru Rapidiști, pentru că a fost acolo de mic copil, de viață, el la Rapid, Mițe Iosif, el la Rapid, e legat de Rapid, da, pot să spun. Și ăștia care sunt de suflet ai noștri n-au primit atâta clemență cum au primit antrenorii care nu au legătură prea strânse cu Rapidul. Deci, din punctul ăsta de vedere, rapidiștii au avut viață mai grea. Viață mai grea în Giulești. Deci n-ar trebui să se culce pe ureche și Șumudică dacă vine la Rapid. Nu, dar e prematur să vorbim despre asta acum. Nu stau în linia planetele. Salut, Vivi, sunt Răchită. Nu stau în linia planetele să-l prindeți pe Șumi acum fără contract? Că de câte ori s-a schimbat antenul Rapid, Șumi era prins printr-un contract, prin străinătatea. Uite, acum e liber. Are cele 5 meciuri la dispoziție să evalueze lotul, să vadă ce se întâmplă din punct de vedere sportiv și de la vară să facă un proiect care să meargă spre câștigarea campionatului. Păi da, dar nici nu se mai pune problema ca și unii să fie acum antrenorul Rapidului până la sfârșitul campionatului. Deci în niciun caz... În niciun caz nu se va pune problema ca și unii să fie antrenor acum, de la meciul cu FCSB-ul, de exemplu. Nu, sub nicio formă. Dar numai din vară, deci rămâne... Dacă se ajunge la o înțelegere, din câte am înțeles, o să aibă o întâlnire cu Marius Șumudică și dacă se va ajunge la o înțelegere cu Marius Șumudică, de-abia de la sfârșitul campionatului o să preia el conducerea echipei și atunci își pregătește o strategie bine pusă la punct pentru campionatul următor. Am înțeles. Deci Lobons cu Ienci vor termina acest campionat. Da, Lobons cu Ienci 100% vor termina acest campionat, da. Bun. Gigi, câți bani a primit Bergodi? Dacă nu știu, asta, nu știu. Hai să mai dea el. Gigi! Gigi, cumva am amărât. Nu aș putea să vorbesc eu. Știu, eu te-am întrebat, mi-am făcut datoria. Mi-am făcut datoria, Gigi. Nu mă privesc pe mine și nu cred că privesc pe nimeni. Suporterii nu au legătură cu aspectele acestea, pentru că nu sunt treburile noastre. Astea. Uite, Vivi spune că ar fi trebuit chiar... Gigi, la cât l-a pus pe Șucu să bage mâna în buzunar, să-i aducă jucători, să ar mai trebui să mai dea el niște bani. E, asta am spus și eu, că mă așteptam din partea domnului Bergodi să își lase un loc de bună ziua aici la noi. Ai, și da. Nu numai la noi, în întreg campionatul românesc. Pentru că dânsul
totuși a fost respectat în România și este respectat, cred eu că este respectat în continuare, și așa ar fi fair play, să-și lase loc de bună ziua, nu să ia și pielea de pe oameni. Că acum nu e vina nimănui, pentru că dânsului nu a mers și nici nu puteau, nici dânsii, nici conducătorii, nici patronii, nu puteau să aștepte la nesfârșit să prevină domnul Bergodi. E clar că acum este din ce în ce mai greu și mai ales cu... Nu te-am răspuns! La crâma echipei, nu cred că se mai putea repara nimic. Pentru că deja echipa era în derivă și nu știu dacă mai avea cum să repună să refacă ceva din ce s-a stricat până acum. Bun, mulțumim frumos, Gigi, și succes la Rapiduleț acolo. Doamne ajută, mulțumim frumos. Zi bună. Gigi Corsicanu, un lucru foarte interesant l-a spus, că a vorbit cu patronii, că practic s-au consultat cumva. El n-a spus că s-au consultat cele trei părți, dar dacă vorbește patronajul cu liderul galeriei, e clar, băi, și mudică, e ok, galeria normal. Face parte din club. Deci face parte din club, Rapid, indirect. Mai pregnant ca oricare alt club. Crezi că cei doi patroni îl vor cu adevărat pe Șumudică? Pentru că Șumudică a fost destul de acid la adresa lor de-a lungul timpului. Așa e Șumi, nu știm pe Șumi. Dar eu cred că acum îl vor cu adevărat, pentru că nu-l chemă la negocieri. Dacă te cheamă la negocieri și spune, încearcă să te facă să nu accepți condițiile lor și până la urmă Șumi acceptă, ce faceți? Dacă tu îi spui că îți dau doar 5.000 de euro contract, nu s-a adunat niciun jucător și zice Șumi, da. Ce faci? Pentru că probabil, la cum îl cunoaștem pe Șumi, va ieși și va spune ce se va întâmpla. Și ei zic nu. Păi stai mă, că am acceptat 5.000. Am acceptat asta și voi nu vreți. Înseamnă că ați făcut-o și atunci vor fi probleme mari. Dar eu cred că, așa cum spunea Gigi Corsicanu, Șumi nu mai este acel de acum 10 ani. Da? Crezi că Șumudică ar fi în stare să renunțe la bani? Ok, să primească și el un salariu, că de-aia muncește. Dar să renunțe la bani pentru a antrena Rapidul? Păi, la cât e de nebun Șumi cu Rapidul, ar putea antrena și gratis. Eu spun că... Și gratis. Da, a făcut destul de mulți bani pe unde a fost. Și eu cred că Șumi, la cum îl cunosc eu, și îl cunosc bine, că, dracu, eram la UEFA 88, deci de asta ce bătrân suntem. Eram amândoi la UEFA 88, antrenați de Costică Tâlvescu. Doamne, acum cât? 36, da? Nu, eram copii. Doamne. Și eram cu Șumi. Șumi e rapidist, da, la, curge sânge vișineu prin vene, n-are cum, el e nebun după Giulești. L-ai văzut în genunchi pe vechiul Giulești, l-ai văzut. Da, Șumi pentru Rapid ar face orice. Dar oare performanță va face? Nu știu, asta va rămâne să vedem. Haideți să trecem și la Dinamo, la play-out, la Dinamo cu Paul Iași. Am luat eu primul meci ăsta să vorbim despre el. 1-0, gol Banii, minutul 90+3 în prelungiri. Dinamo ia o gură mare de aer în momentul ăsta, dar începe meciul practic cu un om în minus din partea celor de la Paul Iași, pentru că Buena a eliminat în poziție de ultim apărător. Tu spui destul de ușor? Da, pentru că atacantul adversar a mai făcut 3 pași până a picat. Deci nu pică când... Deci tu spui că din minutul 20 Buena a fost eliminat ușor. Foarte ușor. Foarte ușor eliminat. Eu cred că Ovidiu Hanțigan a avut o zi prostă. Nu l-am văzut arbitru pe Ovidiu, care este, din punctul meu de vedere, cel mai bun arbitru al nostru, este peste Covaci. Păcat de ce a pățit atunci la acea problemă medicală, pentru că era și la campionatul mondial arbitrat la centru, spun eu. A avut o zi prostă. A avut o zi mai slabă și uite că prin ziua lui slabă a ajutat Dinamo. Vivi, te întrerup un pic, pentru că l-aveam la telefon pe George Bozieru, responsabilul cu securitate de la Dinamo. După ce săptămâna trecută a fost aici în studio, acum îl avem prin telefon. În primul rând îl felicit și pe el, chiar dacă spune că nu face parte din clubul Dinamo, îl felicit și pe el pentru victoria de aseară. Dinamo și pentru faptul că n-au fost incidente și la meci. Și pentru faptul că n-au fost incidente. Felicitări, George! Te-ai luptat cu copiii aia, băi, de capul vostru! Bună ziua, dragilor! Bună seara, domn profesor! Salut, George! Cu tot tacâmul acolo, vă mulțumim frumos! Adică acum vă mulțumesc și eu în dreptul tuturor celor implicați acolo. Da. Am participat la eveniment, întrucât m-am ocupat de partea de
securitate, astfel încât copiii să poată intra la meci, lucrurile să fie cum trebuie, 3 puncte mari pentru Dinamo. Cu babetică, cu ăsta, cum îi zice, cu Pampers. Cu babetică, l-am profesor, cu de toate, am avut de tot. George, lasă vrăjeala, pentru că tu ai fost unul dintre oamenii care au susținut arbitrajul românesc. Fix acum o săptămână era aici, în locul lui Vivi, da, și spunea că arbitrajul cel mai tare, cel mai frumos, cel mai mișto lucru din Superliga. Scuză-mă, vreau să-mi spui despre faultul lui Homao la Luca Mihai, unde a primit doar în primul galben. Rând, până a vorbit de acea fază, doresc să fac următoarea afirmație. Doresc toată sănătatea și tot bine de lume jucătorului. Să dea bunul Dumnezeu ca acesta să revină cât mai repede pe teren și să se poată bucura de cel mai frumos sport. Până la a discutat de arbitraj, toate gândurile mele se îndreaptă către el și familia dânsului. Da, așa este. Sperăm că se face bine. Are ceva probleme serioase, da, din păcate. Fracturi, da, tulpan spart. Da, nu, e horror. E horror. Deci nu venea să mai mă uit la fază, când mai de ori mă gândeam, am primit și eu lovituri, dar așa violent, nu mi-aduc aminte să fi, da, să fi văzut pe terenul de fotbal o lovitură exact violentă. Și cap în cap. Înțeleg că îi curgea sânge din ureche. George, da, spune-mi tu mie, cum poți să vezi faza asta? Ce poți să-i spui lui Hațegan, care din punctul de vedere e cel mai bun arbitru român? Dar la faza aceea poți? Îl stimez pe Ovidiu Hațegan pentru toată activitatea pe care a avut-o până acum și pe care sper să o aibă de acum încolo. Este un arbitru care știți foarte bine și dumneavoastră că a suferit niște probleme medicale care l-au scos din circuit în prima linie a arbitrajului mondial. Ce pot să spun? Despre fază, este clar că este o fază care are circunstanțe de cartonaș roșu. A spus și Ovidiu că, văzând faza mai târziu, a căzut de comun acord și el că putea să acorde sancțiune cartonaș roșu. Nu putem fi, zic așa, lipsiți de empatie să încercăm să spunem că, domnule, dacă a dat galben, galben a fost. Nu, există circunstanțe de roșu acolo și putea să dea sancțiune cartonaș roșu, nu cartonaș. Da, deci până și oamenii de la Dinamo recunosc acest lucru evident, de altfel. Haideți să încheiem treaba cu sportul. Știi că noi aici la Fanatic suntem obișnuiți cu exclusivitățile de dimineața până noaptea târziu, pentru că vrei, nu vrei, noi nu avem doar aceste emisiuni, avem și site-ul care este fantastic și se muncește până la 1-2 dimineața și dăm și atunci exclusivități. Acum vă anunțam la începutul emisiunii că avem 3 exclusivități, una pe CSA, una pe FCSB și una pe Dinamo oarecum. Pentru că tu ești acolo la Dinamo, ok, nu ești plătit, ești voluntar, cum vrei tu. Bun, știe lumea despre ce este vorba. Haideți să dăm și noi bombița asta drăguță pentru colegii noștri la Fanatic și probabil cu siguranță pentru întreaga presă din România, nu doar de sport, ci și de politic. De aceea vreau să ne confirmi, George, următoarea informație venită pe surse, pentru că avem cele mai bune surse. Este adevărat că vei candida la primăria sectorului 3 din București? Da, este adevărat. Vei candida atât la funcția de primar a sectorului 3, cât și la funcția de consilier local a primăria sectorului 3. Păi poți să candidezi și ca primar și ca consilier? Da, poți? Da. Nu mă pricep, la asta. Da. Te pot. Stai un pic. Deci tu vei concura pentru un post de primar, în primul rând, da, cu Robert Negoiță, fratele... Din partea lui Dinamo, te candidezi? Din partea cărui partid? Partidul Patrioților. Partidul Patrioților. Foarte tare. Foarte tare, Vivi. Da. Păi, bun, și spune-mi, despre ce este vorba? Crezi că îl bați pe Robert Negoiță, care... Nu intenționez neapărat turba pe Robert Negoiță, cât, nu știu dacă știți, și o să te rog dacă faci articol despre acest aspect sau cine face articol să-mi citeze videoclipul stil pamflet postat pe canalul meu de YouTube. Am făcut un videoclip pamflet în care am pretins că voi candida la primăria generală din partea Partidului Național Țeapa de Aur. A fost un pamflet care a prins foarte bine și am văzut cât de ușor poate fi lumea influențată să-și acorde votul fără a avea vreun fundament sau vreo noțiune despre ceea ce urmează să facă viitorul ales. Și am decis să mă implic în această luptă. Nu intenționez neapărat să câștig primăria sectorului 3, cât intenționez să scot în evidență hibele și tot ceea ce înseamnă aceste slăbiciuni politice pe care, din păcate, în ultimii 34 de ani, țara noastră le-a tot înfruntat. Interesant. Deci tu ai făcut un studiu de caz, un pamflet cu țeapă de aur. Un studiu de caz. Vă invit să vă uitați. Auzi, George! Păi și în spate nu poți să le ieși pe George Becali. Na,
să fie unul dintre... profesor, eu vă jur pe Sfânta ce că dacă vreodată voi decide să mă mut în județul Prahova, vreau să fiu vecin cu dumneavoastră. E greu că are car de un kilometru, Vivi. Hai vă cum... faci un gărdulez micuț, poartă în port. Bine. Bine, n-am loc într-un loc așa exclusivist. George, spune-mi... bun, spui că nu știi dacă vei ieși primar, cumva e normal. Dar dacă nu vei ieși primar, vei rămâne în politică, ce vrei să faci? Vreau în primul rând să promovăm ceea ce înseamnă cultura pe toate palierele. În primul rând oamenii să beneficieze de informații reale și toată chestia asta cu campania mea politică este pentru a scoate în evidență anumite situații pe care eu le consider incorrecte făcute de actualii politicieni și de actuală clasă politică. Adică veți vedea, stați aproape că Dumnezeu m-a înzestrat cu halul ăsta al vorbirii și sper să nu mă fac de râs în această perioadă. Uite, încă o chestie vreau să te întreb. Tot de bun, am dus emisiunea asta în politic, o să ieșim din politic imediat, dar spui că vei candida pentru postul de primar sau de consilier în sectorul 3. Eu locuiesc în sectorul 3, nu vreau niciun butic, nu vreau nimic. Vreau să-mi spui ce mare problemă ai identificat în sectorul 3. Una dintre cele mai mari probleme pe care le-ai identificat tu ca deja candidat la primărie. Nu o să zic doar pe mâinia sectorului 3, voi raporta la politică în general, transformarea instituțiilor publice în SRL-uri și în ceea ce înseamnă voievodat, nici de cum politică, cum ar trebui să fac. Am înțeles. Dacă... Stați aproape. Bun, nu vrea să ne dea mai multe detalii. Da. Să spunem că, nu știu, intri consilier, nu ești primar, hai să nu aberăm totuși, nu cred că ești primar. Ajungi consilier, vei mai continua la Dinamo? Unde să continui? Cu ce fac eu? În cazul în care voi deveni funcționar public în acea zonă, mă voi gândi atunci clar ce opțiuni voi mai avea în afară de acestea. Adică în acest moment mă gândesc doar la a-mi duce ideea până la capăt și a putea transmite un mesaj puternic pentru toată lumea. Da, cumva treaba asta că tu te lupți cu Robert Negoiță, fratele fostului patron de la Dinamo, este cumva și o chestie legată de culori aici? Pentru că practic, tu încerci să iei din autoritatea unui fost dinamovist cumva, care cumva nu știu cât de dinamovist, nu știu cât de dinamovist este primarul sectorului 3, nu pot să spun nici măcar cât de implicat în zona sportului este, una este una, alta este alta, optica pe care vreau eu să o afișez este cu totul diferită de ceea ce înseamnă ce s-a propagat până acum și ceea ce ați putut vedea până acum. Nu știu neapărat dacă voi reuși să-mi ating toate obiectivele pe care le-am, dar cu siguranță mare parte între ele sper să ajung să le duc la bun sfârșit și veți vedea pas cu pas ceea ce urmează să faci. Bun, George Bozieru, candidat la primăria sectorului 3 sau și consilier la primăria sectorului 3, anunț bombă făcut la Spotlight Superliga, o emisiune marca Fanatic, o emisiune unde se dau exclusivități pe bandă rulantă, așa cum deci se obișnuiți deja. Poți să mă ieși pe mine în spațiu cu tine să-mi fac mutare pentru... La sectorul 3. La sectorul 3. Vrei să-l votez pe George? Noi suntem patrioți, noi George. Domnul Răchită, dumneavoastră să mă sfătuiți că dumneavoastră aveți mai multă experiență ca mine în spațiu ăsta, în zona asta, aveți mai multă experiență decât mine și cred că de la dumneavoastră pot să... Te-a luat la vrăjeală, Vivi. Nu știe el ce știe. Știe el ce știe. Dacă ești primar, lucru care nu se va întâmpla, lui pe Vivi consilier? Pe probleme de sport. Pe probleme de sport? Îl iau, da. Băi, îl iau pe domnul Chită, consilier. S-a făcut am trei mandate de consilier pe probleme de sport la primarii Ploieștiului. Eu cred că cea mai mare problemă în sectorul 3, George, e hotelul ăla mare al unui Negoiță. A, da, nu știu, sectorul 3, este ținut în eroare în sectorul 4, acel hotel. Ăla e sectorul 4. Treci în sectorul 3. Primarul sectorului 3. Nu vreau să vorbesc de primarul sectorului 3. Auzi, George, facem o linie mai în spatele hotelului să treacă sectorul 3. Aline, domn profesor, vă mulțumesc frumos pentru că m-ați introdus, dar știți că eu muncesc 24 de 7 în ori și noaptea, cum zicea Petre Daia. Unde ești, George, acum? Ce faci acum? Unde ești acum și te lăsăm? Mă pregătesc într-un antrenament la Burduca, la echipa neînfrântă, singura echipă neînfrântă din fotbalul românesc. Să ne chem la un meci, că venim. Deci primarul sectorului 3. Vă mulțumesc, domn profesor. Bun, mulțumim frumos, George. Vă mulțumesc, Alin. Sănătate multă, să trăiți, domn profesor. Sănătate tuturor celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc. Gata cu vorbăra aia, George, că zici că ești politician, deja ai intrat în rolul tău de politician. A început să bage multe. Incredibil. Deci, omul care vrea să câștige primăria sectorului 3. Da. Este cu securitate la Dinamo. Are și o echipă de fotbal la Burduca, de învinsă, da, în România, Liga 4, cred, sper să nu mă înșel. Da. E halucinant ce se întâmplă în România noastră, da, vie. Da, asta este...
țara care... Se poate orice, se poate orice. Absolut orice se poate. Totul sunt posibilități, nu America, la noi sunt. Se poate absolut orice. Ce părere ai despre? Îl votezi? Dar nu, n-ai niciun prieten în sectorul 3? Păi am prieten, dar nu e un băiat care vorbește bine. Se vede că e cult, se vede că vrea să facă ceva. Ba, îl vor linșa hienele politice. Da. Îl vor linșa. Sunt curios că nu prea e prea mare, așa, n-are ce să sunt curios. Mie asta îmi place în campania electorală, că mereu se găsește câte ceva despre adversar. A făcut nu știu ce, a cupat. Păi, care să se e mă, rapidistul ăla. Da. Nu zic că ce să caute mă, rapidistul ăsta la și noi. Mai ales că sectorul 3 nu sunt prea mulți rapidiști. Da. Bun, haide să încheiem politica asta, pentru că mie nu-mi place politica. Nici mie nu-mi place politica. Nici mie nu-mi place, dar suntem dependenți de ea. Deci a doua exclusivitate dată pe ziua de azi, da? Da. Mai avem una de dat, un pic. Asta nu m-aș fi gândit niciodată. Niciodată, da. Deci mă gândeam că poate la partidul religios că a venit cu cruce, am zis, cu Gigi. Să trecem, deci, trecem pe repede înainte. Am vorbit despre Dinamo Poliaș foarte puțin. Spui roșu clar la Omau. Hațegana a revenit și a recunoscut că... Dar nu ți-a părut un pic jmecheresc comunicatul lui Vasaras? Pentru că Vasaras a spus că e vinovat și atât. În alte cazuri de arbitri care au greșit, spunea, vom lua măsuri, îl suspendăm nu știu cât timp. Păi, dar crezi că Ovidiu Hațegan va mai arbitra etapa următoare? Eu cred că 2-3 etape nu-l vom mai vedea pe Ovidiu. Da, dar în VAR tot va fi. În VAR tot va fi, da. Tot banii sunt. Sau ia mai puțin ăla din VAR, nu? Arbitru din VAR. A, da, asta ce mai am văzut, că banii vorbesc, că da gol banii, că banii vorbesc. Asta nu e, la Ovidiu Hațegan... Nu se pune problema asta. A avut o zi slabă. Bun. Chiar și fotbaliștii când au zile slabe. Ucluj Petrolul 1-2. Au remontada lupii galbeni. Și mă bucur pentru că au câștigat la o echipă la care patron, să nu ne ferim de cuvinte, este domnul Boc. Cel care, după meciul Petrolul Sepsi, a avut o declarație jignitoare la adresa clubului, spunând că Petrolul este rușinea fotbalului românesc. Bine, atât de bărbat a fost domnul Boc, că seara a pus-o pe Facebook și dimineața a șters-o. Da? Deci n-a ținut-o foarte mult. Pentru faptul că nu s-au calificat ei în play-off. Dar cu Cluj era la mâna ei. Bătea la voluntari și se calificau în play-off. Adică nu mai așteptau niciun rezultat de la Ploiești, de la Iași sau de la Botoșani sau din altă parte. Vivi, cea mai mare jignire făcută de Boc nu a fost atunci. A fost acum când a anunțat că din sezonul următor echipa de fotbal a Universității Cluj va beneficia de 2,5 milioane de euro din banii primăriei, din banii statului. Mie lucrul acesta, scuză-mă că te întrerup, știu că vrei să spui ceva și oftezi. Mie lucrul acesta mi se pare mai mult decât penibil, pe lângă faptul că te joci cu banii oamenilor, cu contribuabililor, cu oamenii care încearcă până la 1 martie sau până la sfârșitul lui martie, că nu știu exact până când, să-și plătească dările către stat pentru a beneficia de un, nu știu, 50% sau nu știu cu cât plătești mai puțin. 10% până pe 31 martie. 10%. Da. Oamenii ăia stau să îmbulzesc pentru că încă nu avem cultura internetului, din păcate. Oamenii ăia se îmbulzesc să plătească pentru domnul Boc și pentru Cluj bani la bugetul local și vine domnul Boc, ce fac eu cu banii? Bun, arată bine Clujul, n-avem nimic de reproșat aici. Domnul primar, n-avem nimic de reproșat. Ce mai facem? Dăm 2,5 milioane de euro la Universitatea Cluj, o echipă din punctul meu de vedere foarte importantă pentru România. Dar atât. Pentru că în momentul ăla tu intri cumva într-un conflict de interese. Nu, dai, Consiliul Local și universitățile de acolo sunt membri fundatori, sunt asociați cu echipa de fotbal care deține CIS-ul. Da? Deci ei sunt membri fondatori acolo, la echipa de fotbal. Și trebuie să participe la crearea bugetului. Dar dacă dă Consiliul Local 2,5 milioane de euro, care nu e majoritar, mă gândesc cât ar trebui să dea cei care sunt majoritari. Asta nu înțeleg eu, Sunt foarte mulți bani veniți de la bugetul statului. Nu mă interesează cum. Eu sunt clujan, da? Dar vreți să spun ceva și dacă nu... Uite, ne uităm la Clubul Sportiv Municipal. Dacă nu se dau bani de la bugetul statului, bugetul primăriilor, bugetul Consiliului Județean, sportul va muri în România.
În România v-am murit, v-am ajuns de la nivel de Dacia. Bun, CFR Cluj, CFR Cluj nu primește niciun leu de la Ucluj? Primește și CFR de la primăria Cluj. Primește și CFR Cluj pe legea 350, fonduri nerambursabile, pe criterii de performanțe, pe proiecte, pentru că la CFR Cluj, Consiliul Local nu este asociat, nu este membru fondator. Păi, bun, atunci, asta e criteriu, că nu e membru fondator? Da, pentru că... O societate a Consiliului Local poate să fie membru asociat sau membru fondator într-un club sportiv. Dar de ce trebuie, de să, ce trebuie la să bage banii statului în, în sportul, atenție, nu fotbal, în sportul profesionist pentru și că, nu în sportul de masă sau în sportul juvenil, unde de acolo avem nevoie ca să ajungem sus. Alin, vom ajunge la nivel de Dacia, dacă nu. Uite-te ce au făcut ungurii. Ungurii au băgat de mulți bani publici în echipe și în stadioane. Mai mult în stadioane. Încât au ajuns și noi, păi, Ferencvaros și tot ținută de... guvern, prin firmele care au fost aduse, prin tot ceea ce se întâmplă acolo. Deci, și dacă tu ai fi patron la CFR Cluj, cum te-ai simțit? La unguri, sportul este politică de stat. Bun, dacă ești patron la CFR Cluj, cum te simți, Vivi? Da, un pic nedreptățit, dar CFR Cluj este un club 100% privat, în schimb, Cluj, așa cum spuneam, instituții publice sunt membre fondatoare ale Universității Cluj. Este echipa simbol a Clujului, uiști de pe vremuri, da? Deci este marea masă suporterilor din Cluj, susțin Universitatea Cluj. Și cred eu că primarul le satisface. Dar nu cumva primarul își cumpără cumva influență prin treaba asta, adică voturi pentru următoarea alegeri? Se poate, da, se poate și asta. Indirect, nu direct, indirect. Da, se poate, că a spus acum cu două luni înainte de alegeri, da, când se știe, așa cum spuneam, că marea majoritate a suporterilor... Da, pentru că CFR are câțiva suporteri, să fim da, sinceri. Sunt, pentru că am văzut la meciul. am mai mulți PCSB-iști decât... ceferiști în tribune. Haide că suntem pe final, gata cu bugetul statului, bugetul din bani publici, dar o să venim iarăși la politică. Nu știu cum facem, din păcate asta este situația. Vorbim repede despre FC Botoșan, FCU Craiova 4-1, dar nu scorul este șocant aici, deși pare șocant pentru trică. Șocant este că s-au aflat pe teren sau în afara lui cumva, candidatul PNL la primăria orașului Ștefănești de Argeș, adică arbitrul Iulian Călin, a arbitrat meciul președintelui PNL Botoșani, Valeriu Iftime. Alin, cât de tare este treaba asta? Eu aici, dacă ținem minte că Popa este consilier local pe la PNL pe undeva, nu mai știu, Popa, arbitru. Nici nu știam de arbitru că este și la Pitești, mi se pare că e consilier local. Dar domnul Iftime a ajuns de o lună, două luni în politică. Iulian Călin, eu știu de foarte mulți ani că este în politică. Bun, dar nu e o problemă că sunt oameni în politică. Bravo, da. Băi, stați în politică. Dar dacă tu îl trimis pe băiatul ăsta la meciul unui șef al PNL-ului, tu n-ai cum să... Deci Iulian Călin nu este... sub jurisdicția domnului Iftime, păi este, el da. este șef peste peneliștii din județul Botoșani. Iulian Călin are alt șef al PNL. Corect, dar vrei să spui tu mie că ceilalți șefi din țară, inclusiv Valeriu Iftime, nu țin cont de ce se întâmplă la București, unde aici se iau deciziile mari și se împartă toată țara. Puțin, și dacă eu îl deranjez pe șeful PNL din nu știu ce județ, nu se ia de mine. Și atunci la vară a fost tot vreun penelist? Că Varul a întors câteva situații. Avem minutul 53. Varul a întors câteva situații. Minutul 53, fundașul lui FCU Craiova, Lechiatas, l-a faultat pe Ofosu. Da. Apărătorul i-a prins piciorul germanului în careu, s-a văzut, se vede foarte clar. Avem imagine la prima sport, o captură. Centralul că Iulian Călin în prima repriză a dat penalti și a fost întors la VAR. Exact, exact. Și acum, la fel, a dat, Varu a intervenit și l-a chemat pe arbitru pentru a revedea faza. Da, și a dat penalti. Da. Deși nu dăduse penalti. Nu dăduse penalti. Vreau că a dat Ofosul pe lângă poartă. Da. Nu și-a dat. Deci, aici nu are nicio vină. Nu are nicio vină. Dar de ce să nu înlăturăm toate speculațiile astea? Pentru că noi de-aia facem emisiunea asta, că sunt atât de multe controverse în fotbalul românesc și în Superliga, încât a trebuit să creeze o emisiune Spotlight Superliga pentru a vorbi despre el. De unde să știe Vasaras dacă stă la Atena că Iulian Călin este membru? Păi Vasaras ce face, domnul Vivi? Și domnul Iftime Vasaras ce face? Pentru că uite, acum revenim și noi. Vasaras l-a pus pe Ișbancova, dar eu campionilor, e bine. Păi orice șef știe ce fac angajații lui, sincer.
Da, da, Alina, ai dreptate, dar eu nu cred că Universitatea Craiova a pierdut meciul ăsta datorită lui Iulian Călin. Bun, atenție. Hai să mai vedem o fază, minutul 70, când Aurelian Chițu la scorul de 1-1, unde s-a rupt partida. Scorul de 1-1, Aurelian Chițu primește al doilea cartonaș galben pentru treaba asta. Dar am văzut meciul eu. Am văzut meciul în direct. Și spune-mi tu ce a fost, Vivi. O negligență. Uite, lovește piciorul al lui Chițu. Mingea este plecată și lovește-o cu piciorul drept. Dar nu se pare că e în dezechilibru? Pe Miron, în piciorul stâng. Nu se pare că este în dezechilibru aici? Da, Chițu. Șmecheria lui Miron, șmecheria fotbalistică a lui Miron și greșeala lui Chițu. Știind că ai galben, da? Să faci un atac imprudent la mijlocul terenului, fără să atingi mingea. Da? Deci, Alin, crede-mă că n-am, și știi că le spun pe față, n-am nicio parte. Deci tu spui că ar fi trebuit galben aici? Da, știi, al doilea galben și roșu. Eu zic că se poate da galben, okay. Eu am avut altă părere, dar... Da, pentru că uite-te unde e mingea, n-are nicio legătură cu mingea, și lovește, și am văzut meciul, ți-am spus, m-am văzut reluările. Lovește cu tibia piciorului drept în apărătoarea piciorului stâng al lui Miron. Uite, Valeriu Iftimea a vorbit la Fanatic Superliga, a spus că ce legătură am eu că după două luni de partid cu arbitru. Da. Cumva normal, dar e chiar bine să este. Fie înlăturate discuțiile astea. Chiar nu, și sunt convins, așa cum știi pe Valeriu Iftimea, știi că a spus tot timpul lucrurilor până de și când se vorbește cu Gigi și tot. Bun, deci spui că aici ar fi trebuit al doilea galben și roșu. Da, eu așa cred. Pe ce voluntari Oțelul 1-1, aici putem singura controversă faptul că da. Dorinel Munteanu s-a luat de Robertiță. Da, incredibil, Robertiță. Și a egalat de minutul 94. Cade în toate scandalurile și suntem pe final de emisiune, a treia exclusivitate, ca să fim onești și corecți în fața oamenilor care ne urmăresc într-un număr tot și tot mai mare. O dăm repede, este legată de CSEA Steaua și de Daniel Oprița. Este adevărat că nu face obiectul acestei emisiuni, pentru că aici vorbim despre Superliga, dar trebuie să dăm și această exclusivitate. L-am contactat de curând pe comandantul CSEA Steaua, Ștefan Bichir, pentru a-l întreba despre viitorul antrenor al echipei din Liga a doua, CSEA Steaua. Știm că există discuția asta despre înlocuirea lui Oprița. Oprița este nemulțumit de ce se întâmplă la CSEA Steaua. Oprița este nemulțumit de faptul că până la ora la care vorbim nu a primit nicio propunere, măcar verbală, de a prelungi contractul cu CSEA Steaua și ne-a spus comandantul Ștefan Bichir în felul următor pentru fanatic.ro și pentru Spotlight Superliga. Nu s-a luat o hotărâre referitoare la situația echipei de fotbal, dar în momentul în care vom definitiva stafful tehnic, vom comunica oficial. Atenție! Precizăm că Daniel Oprița este prima opțiune a clubului pentru funcția de antrenor principal al echipei de fotbal, a spus comandantul Ștefan Bichir pentru Spotlight Superliga și pentru Fanatic, bineînțeles. Vivi, Daniel Oprița este prima opțiune, dar n-a fost nici măcar întrebat, bă, vrei să mai rămâi? Un răspuns de politician. Un răspuns de politician. Da. Dacă vrea să-l oprească pe Oprița, îi făcea o ofertă concretă, punea să facă lotul pentru anul, ce oprește, ce are nevoie. Astea sunt lucruri, probabil că și domnul Bichir știe că nu va mai fi comandant la CSEA Steaua și de asta a dat o declarație de politician. Da. Este la pensie din ce înțeleg eu, domnul Bichir. Vivi, gata că am ținut atât de mult, ne-am ținut colegii atât de mult în spate și le mulțumim foarte mult pe această cale colegilor din regie, colegilor de la site, colegilor care scriu ceea ce vorbim noi, pentru că fără ei noi am vorbit cam degeaba, doar pentru YouTube și pentru videoul de pe site și pentru voi care sunteți aici, dar foarte multă lume intră pe site și vede știrile. Vivi, mulțumesc mult de tot, ne vedem săptămâna viitoare! Ne vedem cu drag. Bun. Peste două săptămâni. Două săptămâni? Da. Știi ceva? Sunt suspendat pentru săptămâna viitoare. Am patru galbene. Ne vedem peste două săptămâni cu Vivi. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Vă mulțumesc foarte mult. Spotlight Superliga revine într-o marți la ora 15. Zi bună, la revedere!